Dragi prieteni, astăzi vom lectura o carte vie, protagonista căreia este Mariana Cucinieru, folcloristă, doctor în filologie, șefa sectorului de folclor din cadrul Institutului de Filologie Română, Bogdan Petrecicu, HD, din Chișinău. Mariana, în primul rând, îți mulțumesc că ai acceptat vocarea noastră de a fi în rol de carte vie, un nou format bine gândit în cadrul serviciului Fă-ți prieten cu o carte, de la care am vrea să cunoaștem mai multe tradiții, obiceiuri, pascale, mai puțin cunoscute. Deși este a recunoscut că sărbătoarea Paștelui înseamnă momente plăcute împreună cu familia, alături de cei dragi, așezați în jurul mesei, de unde nu lipsesc ouăle roșii, Pasca și cozonacii sfințiți. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare deosebită, să zic, ca persoanei mele. În primul rând vreau să vă spun mulțumesc pentru invitație și pentru acest dialog care vizează cele mai interesante și autentice tradiții și obiceiuri ale poporului român, dar mai ales ăstuia din Basarabia. Vreau să vorbim un pic despre originea sau semnificația sărbătorilor pascale, poate chiar din săptămâna 4, pentru că ne aflăm chiar în săptămâna aceasta, a săptămâna mare, cum se mai zice în popor, sau săptămâna 4, pentru că e o săptămână în care tot omul creștin se roagă, ține post, mai ales un post așa mai restricționat decât cel pe care l-a ținut până acum, în memoria, dar și pentru a se pregăti de ziua Învierii. Evident că aceste sărbători, într-un fel, ne fac să fim mai buni la suflet, să zic așa, pentru că în această săptămână, tot omul creștin, în fiecare zi, începând de luni, își cere iertare de la cei dragi, poate de la cei pe care i-a în timpul anului, poate i-a supărat cu vreo vorbă necuvincioasă, dar prin această iertare, într-un fel, se pregătește de a primi învierea Domnului cu sufletul curat, cu sufletul deschis și mai luminos pentru ceea ce urmează să se întâmple imediat în noaptea învierii. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere și aș vrea să revin cu o întrebare. Ce tradiții neobișnuite cunoști despre ciocnitul ouălor în familie? În primul rând, trebuie să de la premiza că ciocnitul ouălor, dar mai ales vopsitul sau dăruitul de ouă, a cunoscut pe parcursul anilor diverse transformări. În primul rând, trebuie să zicem că această tradiție a dăruitului ouă a moștenit-o din perioada precreștină. Adică toate popoarele europene sau indo-europene, la început de an, și anul pe vremuri nu era acum început la 1 ianuarie, dar se începea anul agricol, la 1 martie, își doreau aceste ouă ca semnificație a morții și reînvierii naturii sau a morții și reînvierii vieții. Ce înseamnă ouă, de fapt? Deci este un simbol cosmic, universal, care vorbește despre viață. Este germenele care dă viață, nu în zadar în credința mai multă popoare, în mitologiile acestora. Acest ou simbolizează universul, simbolizează chiar nașterea Pământului, pentru că se zice, atât la chinezi, sau la indieni, sau la persani, că această lumea a apărut ca un ou cosmic, unde albușul însemna cerul, iar gălbenușul însemna Pământul. Și uite, de la această regenerare, pentru că și la România a existat această tradiție frumoasă de a dărui ouă în preajma sărbătorilor de primăvară și chiar de sărbătorile de primăvară, pentru că, așa cum le-au moștenit și celelalte popoare de la persani, această dăruire de ouă însemna geneza, creația. Așa cum din sămânță apare un fir viu, să zic, de plantă, așa din nou apare un puișor, exact dăruirea aceasta de ouă și mai ales că erau colorate în trei culori foarte semnificative și e vorba de, se dăruiau ouă colorate în roșu, în galben și în verde. Ce însemna acest lucru? Deci roșu însemna lumina și căldura soarelui, galben însemna de asemenea soarele, mai ales culoarea acestuia, iar verdele însemna natura, care revea anume în această perioadă
a revierii naturii, adică în primăvară. Nu, zadar și sărbătoarea Paștelui, o sărbătorim noi creștinii în această perioadă, atunci când toată natura revie. Ce curios! Mariana, am auzit de o tradiție foarte veche care este despre cocoșul alb, dar să știi că foarte impresionant, el nu este sacrificat, ci este sfințit. Ce tradiție și care e simbolul cocoșului alb în cadrul acestei sărbători? Să știți că păsările, mai ales fie că e vorba de găină sau e vorba de cocoș, se folosea și în alte ritualuri pe care le are poporul român. Cocoșul, de altfel, se zice că în Bărăgani, pentru că am consemnat această tradiție din literatura de specialitate, era dăruit, mai ales ăsta alb, era sfințit în memoria celor care au decedat fără lumină. Și era obligatoriu să sfințești un astfel de cocoș, după care să-l dărui unui om sărman, nu neapărat să fie de rudele tale, să fie un om sărman și străin, pentru că se consideră că o astfel de pomană este mai primită la Dumnezeu, pentru că îți faci pomană cu un om sărman sau sărac sau străin, care nu-ți vine rudă. Plus la toate oamenii, deci cei al cărui rudă sau a plecat în lumea celor drepți, trebuiau să mai dăruiască și vase cu apă sau ceva mâncare, bunăoară, un colac, adică pâine neapărat, tot de pomană pentru, de sufletul acestui decertat, dar de asemenea acea pomană era dăruită oamenilor sărmani. Se zicea că timp de 3 ani trebuie să se facă astfel de jertfă ca cel care a decedat fără lumină să o obțină într-un sfârșit acolo unde se află în lumea celor drepți. Eu țin minte de la noi, din localitate, am avut un caz unde a decedat electrocutat un băiat tânăr, care avea 20 de ani, și țin minte că de fiecare dată, noaptea de Paști, mama lui venea și dădea de pomană, adică de sufletul băiatului, pentru că a murit în primul rând electrocutat și se consideră că aceste persoane sunt din tabla celor care se sinucid și a fost și îngropat la margină, dar există niște ritualuri pe care și creștinismul le-a adoptat, pe care le făceau oamenii noștri, ca acest suflet să fie recuperat într-un fel, să ajungă și în lumea celor drepți, pentru că trebuie să urmeze niște vân, să zic așa, o curățire, da, a păcatului pe care se consideră că l-a săvârșit. Și de această mamă, în fiecare noapte a ieri, venea și dădea de pomană, mai ales flăcărilor cam care erau de vârsta lui, haine bunăoară sau mâncare sau vase cu apă, cu vin, în memoria acestui băiat, adică a băiatului ei. Și plus la toate mai și făcea câte o făclie, care era aprinsă timp de 40 de zile la slujbele care urmau până la înălțare. Și se credea că, uite, prin această făclie, care este timp de 7 ani aprinsă, adică în fiecare an o altă, sufletul va obține lumină și va fi curățit și va ajunge și el de dreapta lui Dumnezeu, adică rândul celor drepți. Să știi că informația aceasta va fi foarte utilă pentru cititorii noștri. Dar ce altceva se ne sfințește de Paște? Am mai repetat-o și în alte interviuri, potrivit tradiției și în majoritatea cazurilor, oamenii merg la biserică cu un coș pregătit, eventual împodobit cu un prosop tradițional, cu motiv exact din localitatea din care vine, își pregătește neapărat Pasca. Pasca moldovenească, să zic așa, sau românească, care e pregătit din aluat sărat, deci nu e dulce, nu e cozonacul despre pe care îl iubim cu toții, dar e vorba de Pasca tradițională, care are o cruce neapărat, dar și o dungă de aluat împletit în jur și care are 4 locuri în care gospodinele noastre pun brânză, sare și ou, da? Deci e o pască tradițională românească. De ce ziceam că cealaltă e un cozonac, acum mai zicem noi cozonac, dar înainte vreme, chiar și în perioada intervelică, au fost consemnate denumiri locale și ziceau pască rusească.
cu o explicație, chiar Alexei Matievici povestea în lucrările sale, că a fost împrumutată, să zic, această recetă dulce, a fost împrumutată de la ruși. Am zis de pasca retoare, că neapărat trebuie să fie pasca sau cozonacul, în funcție de localitate și după care ouăle. Pentru că fără aceste simboluri, despre care am mai discutat și am zis că este și simbolul procreierii, dar și al vieții, pentru că semnifică și moartea, dar și învierea, sarea, care în tradiție se zice că sarea izbăvește de ceartă și dacă cumva o vergi pe jos, se începe o ceartă, da, asta se zice, dar ouăle trebuie și să fie neapărat mâncate cu această sare, ca să nu-ți fie sete vara. Adică, uite, sfințim sarea anume cu acest gând sau cu această credință, cu de asta se va întâmpla. Am zis ouă, pască, lumea, deci sau oamenii din localitățile unde se sacrifică mielul, care de altfel la ora actuală în era creștinismului semnifică pe Iisus Hristos, dar această tradiție vine mult mai devreme decât vorbim noi despre tradiția creștină a semnificat pe Iisus Hristos. Poporul evreu jertfea acest miel, mai ales dacă vorbim despre păstori evrei care se aflau în Arabia, stabiliți acolo, îl jertfea lui Dumnezeu în cinstea începutului primăverii sau a sărbătorilor de primăvară. După care, în perioada când poporul evreu se afla în robia egiptenilor, ultima pedeapsă, dacă vă aduceți aminte, era legată de omorârea primului fiu, adică primului născut de gen masculin, din fiecare familie egipteană. Și Dumnezeu, seara înainte de asta, i-a zis lui Moise, să le zici la tot poporul evreiesc care se afla, adică toți sclavii care erau în subjugul egiptenilor, să sacrifice un miel, să-l prepare neapărat copt, da? Să-l mănânce cu totul, iar cu sângele pe care l-au strâns să-și ungă ușor și astfel Îngerul Morții va oculi anume această casă a evreilor. Și asta și s-a întâmplat. Și uite, în memoria acestui el sacrificat pentru a izbăvi poporul evreiesc de sub jugul sau de sub stăpânirea egiptenilor, l-am preluat noi în perioada creștinismului, dar l-am asociat cu Iisus Hristos și îl jertfim și ziua de astăzi. În unele localități mai există așa o credință că trebuie să sfințim neapărat busuioc, pentru că busuiocul, fetele care, adică îl sfințeau, îl puneau în sân și mergeau la horă ca să fie imunite de flăcăi, da, pentru că busuiocul în zadar este un simbol al dragostei. Sfințeau ceapă și ustroi pentru ca semănăturile să fie izbăvite de duhurile rele sau e vorba de casă. Și mai sfințeau și făină pentru a fi presărată pe semănături și să aibă rod. Cu toate acestea există și o credință că cojile de ouă roșii care au fost sfințite să fie fărmizate până la praf și să fie în câmp sau pe răzoarele de flori pentru ca să aibă rod. Asta era și o semnificație foarte interesantă. Ou, ca regenerator, exact fiind presurat, trebuia să dea rod și florilor sau plantelor sau semnăturilor. Să știi că în ultimul timp tot mai des vedem ca element al sărbătorii de Paști e plajul. Știți, care este semnificația în tradiția pascală? Am vorbit despre miel și mai, să zic așa, mai explicat fenomenul ar fi totuși să avem mielul ăsta, pentru că e și un simbol al lui Iisus Hristos care s-a răstignit. Și nu în zadare se zice că Iisus Hristos a fost răstignit ca un miel neprihănit, adică curat la suflet, dar a fost răstignit în memoria unor, exact ca și mielul de jertfă care se făcea pe vremuri și până la nașterea lui Iisus Hristos. Iepurașul, cunoaștem ca simbolistică, să zic, ancestrală, de ce? Că, de fapt, e un simbol al fecundității. Iepurașii cunoaștem cu toții că sunt animalele cele mai fecunde, care dau, într-adevăr, naștere mai multor pui.
Dar pentru români a fost totuși un element preluat. Prima dată a fost consemnat de altfel în Germania, în anul 1590, în tratatele unor istorici. Și pe parcurs s-a tot extins această, să zic, acest simbol al iepurului ca fiind un vestitor al nașterii lui Iisus Hristos sau al primăverii. Da, sunt de acord că este un simbol al primăverii, pentru că v-am zis, fiind fecund, ce se întâmplă în primăvară? Toate plantele, toate vietățile dau naștere, evident că începe o nouă viață, un ciclu. Da, din perspectiva respectivă, da, sunt de acord. Cât privește tradițiile populare românești, e totuși un element preluat ca și în alte. Cu atât mai mult că s-a răspândit atât de mult în Statele Unite ale Americii și apoi că a apărut în Germania, exact ca și bradul de Crăciun, de altfel, care a fost preluat exact de la germani și de poporul român. Deci e o tradiție preluată, nu este cel mai grav, să zic, element. Da, noi avem mieluțul pe care am putea să-l promovăm, pentru că totuși, din perspectivă, să zic, religioasă creștină, noi fiind creștini ortodoxi, avem cu ce să-l asociem. Iepurile, da, doar dacă ne referim la partea păgână, să zic, sau precreștină, atunci când vorbim de iepurile ca un simbol al procreării, să zic, al naturii, așa. Iar când n-am știut despre informația aceasta, cred că și mai mulți cititori nu au fost informați despre semnificația iepurașului în tradiția pascală. Îți mulțumesc foarte mult, chiar e o informație foarte curioasă, fiindcă ea a fost reluată și noi ne vedeam că undeva este un simbol anume autohton. Da, pentru că și specialiștii, atunci când sunt întrebați care este, să zic, ponderea acestui element în cultura tradițională românească, zic, acum la moment, dacă am face abstracție de ceea ce s-a întâmplat până, să zicem, două secole urmă, mi s-ar părea că este un simbol al nostru, da? Mai urmează să cercetăm, deși nu au fost găsite, cu siguranță nu au fost găsite mostre ale acestui simbol, nici măcar pictat undeva în cultura noastră tradițională. Da, ouă colorate în roșu, cu ocru, au fost descoperite de arheologii noștri deja, metalurizate așa, adică a existat un simbol, românii doreau ou la fiecare început de an nou, care era, v-am zis, anul agrar începea la 1 martie și la mai multe popoare. Abia în secolul XVI au trecut să se sărbătorească la 1 ianuarie. Era un simbol evident, să zic așa. Asta e, nu știu, poate mai multe informații aflați și din colecția de cărți pe care vă propune Biblioteca Națională, pentru că din cele lecturate de mine sunt pline de informații interesante, diferite, diverse, uneori chiar inedite și necunoscute de publicul larg. Așa că vă invit cu mult drag să veniți la Biblioteca Națională, să veniți neapărat să lecturați aceste cărți, dar cu siguranță și colega Tatiana Ghecianu vă va invita exact la această expoziție frumoasă pe care a organizat-o serviciul dumneavoastră. Mariana, îți mulțumim în primul rând pentru acest blitz interviu. Mulțumim că ai acceptat rolul de a fi o carte vie. Și nu rămâne decât să-ți dorim multă sănătate, pace, prosperitate, succese și realizări frumoase, atât pe plan profesional, cât și personal. Iar noi, dragi prieteni, la rândul nostru, cu această ocazie, vă invităm la Biblioteca Națională a Republicii Moldova pentru a vizita expozițiile pascale organizate de către colegii noștri. Iar noi vă spunem, Hristos a înviat! De Paști, când zorii se aprind și la biserici clopotele bat, vă zic smerit, cu glas plăpând, Hristos a înviat! Mă rog lui Dumnezeu sfios ca să vă ierte de păcat, căci Fiul Său, Iisus Hristos, cu adevărat a înviat!